Deși Maia Sandu nu a petrecut nicio noapte la vila prezidențială de la Condrița în cei 3 ani de mandat a președintei, statul a cheltuit pentru întreținerea reședinței peste 6 milioane de lei. Sunt cheltuieli de conservare menite să prevină degradarea patrimoniului. Astfel, după câțiva ani de la anunțul șefei statului privind schimbarea destinației, nu există un plan de valorificare a moșiei de la Condrița. Cum arată acum vila prezidențială, vedeți în reportajul ce urmează. Asta este blocul central. Toate intrările centrale în clădirile de pe teritoriul reședinței prezidențiale sunt sigilate, semn că de mult nimeni nu mai calcă pe acolo. La prima vedere, nimic nu dă de înțeles că aici nu trăiește nimeni, deși vizitele Maiei Sandu sunt foarte rare. Curățenie se face o dată sau la 2 săptămâni, ne dau asigurări administratorii. Astăzi nu am găsit nici gram de praf pe polițe sau pervazuri. Este întreținut clădirea. Dar cât de des faci curățenie aici? Nu știu, există un grafic? În mare parte se lucrează cel mai mult afară, dacă ați observat. Fiindcă este pădure, primul vânt apare necesitatea de a face ordine, de a aranja totul, crengi, frunze. Faptul că reședința prezidențială pustiește nu înseamnă că nu sunt cheltuieli. Anual pentru facturi și salariile celor 11 angajați care au grijă de imobil și de teritoriu din haznaua statului se plătesc milioane de lei. Acum, de exemplu, temperatura în clădirea centrală este menținută între 18 și 20 de grade Celsius. Unii am reușit să-i scoasă agentul termic, da. Unii nu i-a reușit să menține temperatura, să nu îngheță sistemul de încălzire. Atât. În 2021, toate cheltuielile pentru vila prezidențială au costat statul 2,3 milioane de lei. Un an mai târziu, când s-a început războiul și la reședința prezidențială au locuit în jur de 70 de ucraineni. Suma a fost ceva mai mare, iar anul trecut a ajuns la puțin peste 1,9 milioane de lei. Astfel, constatăm că deocamdată nu s-a ajuns la reducerea în jumătate a cheltuielilor. Așa cum declara acum 3 ani Andrei Spânu, pe atunci secretar general al instituției prezidențiale. De fapt, perioada 1 martie-30 aprilie 2022 a fost singura când la vila prezidențială a locuit cineva. Spațiile astea au fost folosite numai de refugiați. Zona de odihnă, adică da, aici... A ex-președinților, ei erau cu vânătorii, cu momente de odihnă, de... Este adevărat sau fals? Nu, e adevărat, nu e fals. Aha, adică și blănurile sunt adevărate. Ultima dată Maia Sandu a fost aici săptămâna trecută, într-o drumeție cu un grup de studenți din Comrat. Am fost curioși să vedem și beciul vilei prezidențiale, mediatizat intens în presă în timpul președinției lui Dodon. Mai mult, în anul 2019, acesta a servit și jurnaliștii cu conservele depozitate acolo, gest urmat de un mare scandal. În ultimii 3 ani aici nu a fost depozitată nicio conservă, dar avem câteva borcane încă de pe vremea fostului șef de stat Igor Dodon. Aici este carne înnăbușită și ni s-a spus că Igor Dodon a adus-o după ce a fost la o vânătoare peste hotarele țării. Butoaie de când e doamna președinte nu au fost. Nu știu la ce le-o folosi. Pustiește și ferma din cadrul reședinței. Aici nu a rămas nici urmă de animale, decât mirosul. Acum 3 ani, exact la 100 de zile de mandat, Maia Sandu declara că nu are nevoie de vila prezidențială de la Condrița, dând asigurări că proprietatea va fi utilizată în alte scopuri. O să mergem acolo, o să vedem și după asta o să decidem cum poate fi folosită această instituție în beneficiu țării. Ulterior, în presă s-a vehiculat informația că acolo ar putea fi amenajat un centru cultural, o bibliotecă sau chiar un orfelinat. În decembrie 2020, Centrul Internațional la Strada Moldova a lansat o petiție în care a cerut ca vila prezidențială să fie transformată într-un centru de plasament pentru victimele violenței în familie. Dar deocamdată solicitării nu i s-a dat curs. Deși mandatul Maiei Sandu se apropie de final, s-a schimbat doar faptul că de la 1 ianuarie curent, reședința este gestionată de guvern. Șeful Direcției de Administrare a Clădirilor Guvernului spune că discuțiile în privința vilei prezidențiale continuă. Lucrurile
se analizează, se, e în plan de discuție, adică nu se ia decizie într-o zi să fie nereușită. Potrivit funcționarului, schimbarea destinației clădirii înseamnă și cheltuieli suplimentare pentru reamenajare. În primul rând, este nevoie să se construiască o rețea de canalizare modernă. Există studiu de fezibilitate, proiect ce ține canalizarea și stația de epurare, nu numai canalizarea. Proiectul costă undeva pe timpurile date anii 20, undeva la vreo 800.000, însă trebuie estimat la moment care sunt costurile. În acest an se discută despre careva lucrări de reparație, renovare, nu știu. Menținere. Suntem obligați să facem lucrările astea. Vila prezidențială de la Condrița a fost construită în anii 1970 și se află la 33 de kilometri de la Chișinău. Aceasta se extinde pe un teren de peste 500 de hectare și, potrivit legii, în timpul exercitării atribuțiilor sale, șeful statului poate locui aici.